Procurorii Dico Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Aceștia racolau fete din județ pe care le duceau în diferite locații din țară, inclusiv la Târgu Jiu, pentru a se prostitua. Cu mai multe detalii despre întreaga operațiune, vine chiar acum colega mea Alina Dodenciu. Alina, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Procurorii Dico Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județului Constanța pentru destructurarea unei rețele de proxenetism. Cei 9 suspecți, toți din municipiul Mangalia, ar fi constituit în cursul anului 2017 un grup infracțional organizat. Aceștia racolau fete din județ, unele dintre ele fiind chiar minore, pe care le duceau în diverse orașe din țară, inclusiv la Târgu Jiu, pentru a practica prostituția. Acolo erau cazate în apartamente închiriate în regim hotelier sau chiar în unități hoteliere, iar banii pe care acestea îi obțineau reveneau membrilor grupului. Tinerele proveneau din familii dezorganizate cu o situație precară. Membrii grupului sau chiar tinerele care practicau prostituția postau anunțuri în mediul online pentru racolarea unui număr cât mai mare de clienți. De asemenea, tinerele erau instruite și cu privire la modul de abordare al clienților, membrii grupului stabilind aceleași tarife când acționau pe raza aceleiași localități.